Șeful Salvamont România a oferit sfaturi utile pentru turiști. Trebuie să țină cont că au o distanță de parcurs în zona montană pe Transalpina. Această distanță cu siguranță o vor face cu mașinile proprietate personală sau cu ale prietenilor. Aceste mașini trebuie pregătite pentru acces în munte în condiții de iarnă și trebuie să înțeleagă că orice centimetru de zăpadă care rămâne inevitabil pe carosabil, pentru că drumurile nu se pot curăța la perfecțiune, le poate crea probleme în anumite probleme. Deci să aibă cauciucuri de iarnă, aceste cauciucuri să fie bune, să aibă lanțuri de rezervă, să aibă un săculeț de nisip, o lupățică și în caz de ceva să se ajute în sectoarele unde au probleme. Știm că cei de la drumuri fac eforturi deosebite să întrețină drumul cât mai bine, dar pot exista anumite momente în care aceștia pot să aibă probleme. Odată ajunși în stațiune, trebuie să înțeleagă că, indiferent dacă vor să facă anumite